Guvernul României a aprobat miercuri 3 februarie un memorandum propus de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene împreună cu Ministerul Sănătății, care urgentează alocarea 50 de milioane de euro fonduri europene pentru programul operațional Infrastructură Mare pentru creșterea siguranței pacienților în spitale. Menționăm că o ordonanță de urgență care aborda o parte dintre aspectele acoperite de memorandum a fost inițiată în noiembrie 2020, fiind ulterior blocată pe circuitul de avizare după două restituiri ale documentului de la Ministerul Sănătății către Ministerul Fondurilor Europene. Memorandumul, aprobat în data de 3 februarie, în guvern, este soluția necesară și suficientă pentru demararea proiectului care va pune la dispoziția spitalelor fonduri semnificative pentru siguranța pacienților. Concret, memorandumul aprobat se referă la aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene pentru evaluarea, extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de fluide medicinale și a rețelelor de energie electrică, inclusiv a sistemelor de supraveghere și control a acestor instalații și a sistemelor de ventilație și climatizare a aerului, precum și a altor investiții necesare pentru creșterea securității la incendiu din structurile care utilizează gaze medicinale pentru desfășurarea actului medical-terapeutic și din structurile mari consumatoare de energie electrică de la nivelul spitalelor publice de fază 1 și 2 și suport COVID din sistemul sanitar de stat. Odată cu aprobarea acestui memorandum, poate fi elaborat ghidul pentru apelul de finanțare în termen de aproximativ o săptămână după care vor putea fi lansate finanțările.